nevoie de doamna Natalia și domnul Dumitru? Să te mai nu te teme, mama! Nu te teme! Cine e acolo? Mama, dar știi spărea? Păi cine are dulciuri pentru tine? O tortă delicioasă! Doamna Natalia, da? Am o surpriză pentru voi ambii și pentru domnul Dumitru. Așa, un pizza de flori. Domnul Dumitru, am să-i dăm ce mi-ai tare. Eu am luat și cealaltă. O secundă. Această tortă, vă rog. Da. Nu, gata, mămică, nu. O pizza de dulciuri de fiegi. Ia uite ce ți-a dat ție. Ia o păpuși. Ia uite balonașă, drăgă. Uite și baloane, mamă, ți-a dat. Și mai am o felicitare, că am să-i dă știri, dacă îmi permiteți. Da. Scumpii noștri nași, Natalia și Dumitru, în această zi frumoasă venim cu o felicitare și un sincer la mulți ani la nașului. Îți dorim un cer senin, cu soare și multă căldură, și în suflet și în casă. Ne bucurăm nespus de mult că în familia noastră o să mai apară o scumpă floare. Și vă dorim doar tot ce e mai bun pe lume, sănătate și vă cuprindem cu mult dor din departare. Cu drag, Fini, Andrei și Marina, împreună cu micuții Darius, Damian din SUA. Vă îmbrățișăm! Dacă aveți o mulțumire, vă rog în obiectiv la domnul cameraman. Da, nu știu, am emoții, chiar vă mulțumesc, nu ne-am așteptat. Din depărtare, totuși, nu știu, eu spune-te, eu nu mai am cuvinte. Le mulțumim mult. Da, le mulțumim foarte mult și așteptăm acasă, da, mulțumim. Da, o fost o surpriză foarte. Plăcută, da. Andruța, hai spune și tu. Nu, nu. Vă rog, apropiați aproape să fac o poză împreună, da, să le transmit. Hai. Tot. Rog. Livrareflori.md. Gestul contează.